Bună ziua! Astăzi vom învăța despre adăugarea și editarea imaginilor în LibreOffice Writer. Pentru a adăuga o imagine, de la meniul Inserare se alege Imagine și din fereastra nouă apărută se alege imaginea dorită. Pentru imagine putem stabili mărimea, poziția, spațierea față de text, oglindirea imaginii pe vertical sau pe orizontal, tăierea ei stânga, dreapta, sus sau jos, borduri, pentru imagine și transparență. Exercițiu. Adăugați un pseudotext cu mai multe paragrafe. Apoi, după primul paragraf, adăugați o nouă imagine. Stabiliți încadrarea imaginii între text. Bordură solidă de culoare albastră. Înălțime la un punct jumătate și distanță de 0,10 cm. Copiați și lipiți imaginea după următorul paragraf, apoi oglindiți copia pe orizontală. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre adăugarea și editarea imaginilor în LibreOffice.